Bună ziua, drăguții mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată în care vreau să vedem, iubiții mei, mai departe ce se întâmplă cu persoana dragă, ce va fi între voi acum, ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Toate mesajele pe care tarotul dorește să ni le arate pentru dumneavoastră astăzi. Ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce rezonează, ceea ce nu lăsați pentru ceilalți, cu siguranță veți găsi măcar un mesaj care să fie pentru sufletul dumneavoastră. Dragii mei, începem ca de obicei cu îngerașii, după care vom continua cu tarotul Rider White. Haideți să vedem ce mesaj avem de la îngeri, moment în care am să mulțumesc tuturor celor care sunt în direct. Drăguții mei, dacă doriți, răspund la întrebări în direct. Sunt contracost, evident, puteți să apelați la acele postere sau la acele emoticoane care există și stickere pe canalul meu, așa cum ați văzut că fac celelalte persoane. Dacă aveți întrebări despre persoanele dragi, vă aștept cu drag să le puneți în acest chat și pe măsură ce pot vă răspund la fiecare. Haideți să vedem care este situația generală, dragii mei, în primul rând, și ce se întâmplă cu persoana dumneavoastră. Cei care doresc detalii private pot suna la acest număr de pe măsuță, dragii mei, la fel în e-mail și la același număr care l-aveți mai jos notat în descrierea acestui video, oricând aveți nevoie, pentru a vedea în detaliu, strict personal, pentru dumneavoastră care este situația. A sărit un îngeraș și au mai sărit doi, dragii mei, așa că acum au sărit singuri, am să-i las să ne povestească ceea ce au de spus. Drăguții mei, începem cu primul îngeraș, îngerașul Sandafon. Îngerașul Sandafon spune că aveți nevoie de meditație, să vă rugați și aveți nevoie să faceți o călătorie, mai bine spus, dragii mei, nu un voiaj, ci o călătorie spirituală în perioada următoare. De ce? Pentru că probabil s-au adunat foarte multe lucruri negative pe parcursul acestui an sau pe parcursul acestei perioade, dragii mei, în sufletul dumneavoastră. Sunteți persoane foarte credincioase, foarte inteligente, foarte bune, dar care au dat peste oameni care nu au fost tocmai așa cum v-ați imaginat dumneavoastră. Simt aici acea energie în care va trebui să vă reparați un pic sufletul și inima, să puteți să porniți cu forță noi mai departe, iar dacă doriți, dragii mei, să reluați o relație mai veche, cu siguranță trebuie să vă creați o fortăreață, iertați-mă, sufletească, pentru că ceea ce simt este că dumneavoastră aveți încă de trecut prin foarte multe blocaje și obstacole cu persoana la care vă gândiți. De ce? Nu pentru că n-ar fi un om minunat sau pentru că v-ar fi greșit sau pentru că e cu altcineva. Pur și simplu, cred că este o probă a vieții dumneavoastră, pentru că simt pentru foarte mulți acea energie a sufletelor pereche, a flăcărilor gemene, a acelei persoane care apare în viața ta să te învețe ceva, să-ți aducă nu neapărat o binecuvântare, așa cum am spus, dragii mei, de sufletele pereche, ci o mare lecție karmică, da? Deci dacă astea sunt situațiile prin care treceți dumneavoastră, le simțiți în carnea dumneavoastră, faceți aceste lucruri pentru că vă vor veni ca o mânușă pe mână, da? Deci rugăciuni, meditații, această călătorie emoțională și spirituală pe care aveți în această perioadă ocazia să o faceți, mai ales că este și perioada sărbătorilor. Drăguții mei, mergem la următorul îngeraș, îngerașul Fanuel, care spune că ai nevoie să-ți vindeci inima, da? Pentru că probabil până acum ai stat într-o anumită durere, într-o anumită, să spunem, relație care te-a făcut să suferi continuu. Am aici acea energie a persoanei care a insistat să repare, să adune și să facă lucruri bune pentru altcineva, dar pe ea, respectiv dumneavoastră, v-ați pus pe locul 2, da? Trebuie să învățați să vă iubiți, dragii mei, să vă vindecați și după ce vă vindecați inima, cu siguranță dați drumul unor lucruri noi din univers să vină spre dumneavoastră și, evident, să puteți să continuați mai departe drumul vieții. Da? Deci e foarte necesar să reparați ca după aceea să primiți o energie nouă și binecuvântătoare. Binecuvântată, iertați-mă. Așa, mergem mai departe, dragii mei. Îngerul Fuel. Îngerul Fuel spune că ai nevoie să iei decizii pentru o stabilitate și un echilibru și mai ales pentru pacea ta interioară. Clar, acest îngeraj, după cum vedeți, parcă este un făcut ce a ieșit astăzi în sensul bun, pentru că fiecare dă pasul 1, pasul 2 și pasul 3, da? Deci tu, ca să ajungi în această energie a stabilității, al echilibrului, al liniștii sufletești, dragii mei, pentru că văd aici că persoana noastră sau la cine vă gândiți nu prea va da liniște deloc. Din potriva, ați ieșit de acolo cu creierași și un pic țândări sau pentru foarte multe persoane aici, dragii mei, ați avut suferințe și depresii din cauza acestei persoane pentru că nu s-a adaptat, nu a făcut ceea ce a promis, nu a fost în energia dumneavoastră pentru a vă face fericiți. Și atunci acești trei îngeri spun așa, să te rogi să meditezi, fă-ți această călătorie spirituală pentru că ai nevoie să-ți vindeci inima, da? Odată ce-ți vindeci inima, noi lucruri și această viață frumoasă pe care Dumnezeu ne-a dat-o merge înainte. Evident, ce trebuie să faci în ultimul rând?
nu în ultimul rând, ci foarte important în al treilea rând în cazul acesta, este să iei decizii, dragii mei, pentru că deciziile acestea îți vor aduce stabilitate, echilibru și pace interioară, da? Deci deciziile le luați dumneavoastră, nu celelalte persoane. Așa că aveți destul de multe de făcut, drăguții mei, în această iarnă, în prag de an nou, și m-aș bucura din suflet să aplicați toate aceste lucruri și, evident, să vă fie dumneavoastră bine. Să fiți dumneavoastră acolo unde vă doriți, să vă vindecați și să începeți cu energie nouă și cu pași noi, dragii mei, în noul an. Haideți să vedem ce ne spun astăzi mesajele, deci ce va fi între dumneavoastră și această persoană acum și imediat în perioada următoare. Ne uităm în trecutul apropiat și mai ales în viitor, ceea ce se întâmplă imediat de astăzi înainte. Pentru că cred că veți găsi aici multe mesaje și multe lucruri care, evident, sunt doar pentru dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, ce ne spun astăzi cărticelele. Drăguții mei, avem aici ca semne, avem berbec, avem vărsător, avem balanță, avem rac, avem gemeni, dragii mei, avem fecioară, avem capricorn, avem și un taur, avem scorpion, avem din nou capricorn, avem pești, avem rac, drăguții mei, din nou fecioară și din nou rac. Haideți să vedem, le lăsăm un pic așa ca să le vedeți și dumneavoastră. V-am zis, zodiile nu sunt extrem de importante, dar eu le spun pentru cei care, evident, de atâtea ori m-au rugat să le spun, ca dâns și să știe un pic și cam ce zodie sunt fiecare etalare. Nu sunt definitive, v-am zis, luați în calcul și ascendentul, pentru că, de exemplu, dacă iubitul sau iubita dumneavoastră sunt, de exemplu, în zodia Gemeni și au ascendentul în Capricorn, trebuie să vă uitați la casele astrale, mai ales începând cu casa 3, din celălalt ascendent pentru a vedea cum acționează și ce caracter și cum este această persoană de acum înainte. Da? Gândiți-vă că au foarte mare influență toate pozițiile caselor astrale și a planetelor în ceea ce privește ziua, ora și data nașterii. Da? Drăguții mei, acestea fiind spuse, haideți să vedem ce o să fie între noi și această persoană. Începem aici cu acea carte care ne arată întotdeauna că persoana asta a fost greșită, că persoana asta nu era singură, că persoana asta a greșit într-o formă sau alta sau sunteți deja trei într-o ecuație în care nu mai funcționează lucrurile. O persoană care s-a făcut că nu-i pas, o persoană care a zis hai că mergem înainte cu orice riscuri, o persoană care a încercat să-ți arate Parisul, dar până la urmă nu te-a dus decât pe la gara de nord, da? Deci, dragii mei, metaforic, văd aici că este o persoană care, deși acum pare la distanță de tine fizic sau emoțional, poate stă peste stradă, dar poate să fie și în altă țară, este clar că este o mare distanță și o separare, pentru că cineva aici a plecat și a închis un capitol, da? Sau poate tu la un moment dat ai săturat de toate poveștile astea care nu aveau nici cap, nici coadă, de toate aceste invenții câteodată, de toată această copilărie, copilărismul cu care persoana asta, imaturitatea cu care venea să-ți spună povești de adormizâne și dragul meu, draga mea, i-ai dat papucii, da? Deci pot fi ambele situații, luați ceea ce rezonează cu dumneavoastră. Văd că persoana asta a visat cu ochii deschiși sau poate n-a încercat de fapt să facă nimic profund, este foarte superficial, este o persoană care ia totul ca și cum îi se cuvine, se aruncă cu capul înainte, nu se gândește la nimic concret și probabil din tot ce a vorbit s-au îndeplinit vreo 10% cam așa din promisiuni. Eu cred că la un moment dat acum se întâmplă o mare schimbare, pentru că odată cu închiderea aceasta de ciclu, dragii mei, cu această distanță între dumneavoastră, cu această călătorie pe care unul dintre dumneavoastră a făcut-o sau despărțire, da? Eu cred că devine cineva foarte melancolic, care realizează, drăguții mei, ce a făcut, cum a vorbit, cum te-a lăsat și simt aici foarte mult că tu ai plâns cu lacrimi amare după persoana asta, lucru care te-a făcut să înțelegi că a fost poate cea mai grea relație karmică, cea mai grea relație de pereche pe care tu ai avut-o până acum. Pentru că te-ai mai intersectat cu bărbați, cu femei, ai mai avut relații în viața asta, poate și de căsătorie sau chiar mai lungi decât ai avut cu această persoană, dar intensitatea, iubirea, pasiunea, farmecul pe care omul ăsta l-a desprins nu ți l-a dat nimeni înainte, da? Ai gândit clar că asta este marea lovitură, marea dragoste a vieții tale, mare atracție, o poveste la fel de frumoasă ca în Titanic. Și eu cred aici că destinul, în final, îți arată, dragul meu, draga mea, că tu ai iubit și ai știut să iubești, doar că persoana cealaltă n-a știut să-ți răspundă. Și atunci când cineva nu apreciază puritatea, nu apreciază dragostea, nu apreciază sacrificiile noastre, e clar că cuiva i se ia darul. Da? Deci eu asta simt că s-a făcut, de fapt, între voi amândoi. Nu neapărat suferința ta, cât faptul că Dumnezeu, destinul, cum vrei tu să-l numești, Universul, a zis până aici, pentru că cineva suferea foarte tare, iar cineva
juca sufletul la poker, da? Deci cred aici că pur și simplu mergea așa după instinct, după lasă-mă cât ține, nu contează că azi mintea spun altceva, mâine spun altceva, acum sunt aici, acum nu mai sunt, vin la tine on-off, pentru că văd aici pentru foarte mulți dragii mei că ai suportat foarte multe situații de acest gen. E clar că persoana asta acum suferă la distanță, se gândește la tine, probabil că în momentul ăsta și el se simte prins în mrejele tale, într-o formă sau alta, deoarece, dragii mei, persoana asta nu a vrut să iubească cu sufletul de la început, nu s-a implicat, nu și-a pus inima pe tavă, ci s-a gândit foarte mult mental cum să fie cu tine, ce să facă cu tine, ce să-ți ia, ce să profite și așa mai departe. Nu neapărat vorbim de bani, cât de toată energia ta și bunătatea ta și frumusețea ta de om pe care omul ăsta a luat-o ca atare. Am mai spus eu niște etalări trecute, drăguților, că genul ăsta de vampiri energetici, avem de altfel și diavolul un pic mai jos, dar imediat ajungem și la el, da? Sunt oamenii aceia care vin ca molile la becul de lumină. Deci această persoană a fost o molie, o perioadă în viața ta, pentru că tu i-ai dat tot. Lumină, căldură și viață, da? Deci simt aici că pur și simplu te-ai lăsat, poate într-o formă sau alta, păcălită sau ai făcut cumva pe inocentul sau ai lăsat de la tine foarte mult, evitai să te cerți, de dragul liniștii interioare nu spuneai altceva decât ca să-i faci pe plac acestei persoane, ai încercat să o complaci în sus și în jos doar pentru că o iubeai sau îl iubeai, da? Problema este că această persoană, dragii mei, după cum vedeți, are un egoism aparte, nimeni nu-l clintește de acolo. El a fost foarte mulțumit sau ea pentru ceea ce la momentul ăla a profitat, ți-a luat și cum a trăit. Doar că în momentul în care tu ai dat spatele sau v-ați despărțit și în final s-a văzut din nou singur cu acele persoane cu care el credea că va construi o lume întreagă, din păcate a fost marele său eșec și marea sa dezamăgire. Spun asta, dragii mei, pentru că cărțile aici mi-arată o persoană care are foarte multe blocaje, o persoană rece, o persoană care n-a crezut pur și simplu că tu erai destinul său și erai marea sa dragoste, până în momentul când a început să se frământe, a primit și el de acolo foarte multe lovituri amare de la cei cu care stă, de la cei unde s-a dus sau pentru cei cu care, să spunem, pe tine te-a sacrificat ca să fie dincolo și, drăguții mei, a căutat aventura, a bătut la uși străine și acum este persoana care regretă enorm tot ce a făcut, da? Eu cred că acest om e convins, poate că nu te mai gândești la dumneavoastră și la el împreună, că l-ai lăsat în urmă într-o formă destul de rapidă, cineva aici n-a vrut să mai dea niciun semn de viață, cineva n-a mai publicat nici pe internet ce face sau așa mai departe, parcă v-ați dat amândoi la fund ca și unul și altul să uitați și v-ați dat spatele. Doar că, dragii mei, asta s-a întâmplat la nivel fizic, deoarece mintea și sufletul este încă foarte legată una de cealaltă. Așa cum am spus, în sufletele perechi aici vă leagă un foarte frumos trecut din alte vieți. Problema e că vă gândiți profund la ce face fiecare acolo unde este, dar deși este tăcere sau contact zero, credeți-mă că această persoană simte că dumneavoastră suferiți și el sau ea începe să sufere pentru că începe să vadă cu adevărat ceea ce a pierdut. Da? Începe să simte această lecție. Simte ca și cum îi cade lumea în cap. Începe să se simtă vinovat, dragii mei, văd aici foarte multe mustrări de conștiință pentru ceea ce s-a întâmplat între amândoi. Acel paradis pe care l-ați construit, acea vanitate care l-a dărâmat și simt că această persoană, deși era foarte sigură pe ea, la modul orice ți-ar face, tu ai să ierți, ai să înghiși, ai să stai acolo, astăzi vede că tu ești o persoană nouă. Ești o persoană nouă care s-a ridicat, care nu mai stă pe loc, care nu mai vrea bagiocoră, care nu mai face caz vorbelor, ci faptelor, da? Așa că această persoană văd aici că se simte încă foarte atrasă de tine, s-a pierdut undeva pe drum sau ți-a oferit foarte puțin, dragul meu, draga mea, pentru că e o persoană stăpânită de vicii. E o persoană stăpânită, exact cum am spus, un vampir energetic. Este o persoană care întotdeauna a fost obișnuită să sugă de la oamenii din jur energia pozitivă și să trăiască pe spatele altora. Dar nu vorbesc neapărat în plan financiar, ci emoțional, dragii mei. Pentru că sunt persoane care nu știu să stea singure. Persoane care nu sunt în stare să plece din zona de confort. Persoane care niciodată în viața asta nu au fost, cum să vă spun, singure puse în fața unei situații extreme din care se iasă cu capul sus. Întotdeauna s-au agățat de X, de Y, de familie, de fostă, de actual, de copii, de etc. Deci, omul ăsta s-a autosabotat și văd aici, drăguții mei, că deși există încă foarte multă iubire între amândoi, este foarte greu ca omul acesta să facă în final un contract de suflet, pentru că își dorește o împăcare cu tine, dar mai bine spus, își dorește o împăcare mai mult mentală.
În capul acestei persoane, dragii mei, probabil că a fost total invers situația. La modul, în loc să lupte pentru voi, în loc să facă eforturi ca să repare, și-a văzut de drum sau a plecat și a venit, până când în final cineva a rupt totul că nu se mai putea. Ceea ce văd este că sunteți total detașați, dragii mei, și aveți aici o perioadă în care aveți o mare introspecție mentală și dumneavoastră. Adică vă gândiți profund dacă da, dacă nu, dacă îl mai primesc, dacă nu mai primesc, dacă mă mai întorc înapoi, dacă nu mă mai întorc. Dacă vedem în oglindă situația, evident este vorba și de această persoană care, pur și simplu, dragii mei, ar vrea într-o formă sau alta să decidă și ea ce are de făcut mai departe, dacă rămâne sau nu cu dumneavoastră, dacă alege drumul împăcării și așa mai departe, pentru că văd că acest om încă are foarte, foarte multe sentimente, doar că are drumul total blocat. Și, dragii mei, blocajul acesta vine din faptul că tot stă și tot așteaptă să se întâmple o minune, deci vrea ca ceilalți să facă lucrurile pentru el sau pentru ea, în loc să le facă el cu mâna sa, da? Și întotdeauna știți cum e, când aștepți după alții, poți să aștepți bine mersi așezat, că acolo rămâi și te faci un schelețel, da? Deci eu cred că persoana asta înțelege că are de făcut niște alegeri imediate, da? În perioada următoare va trebui să facă niște alegeri, pentru că, dragii mei, nici tu și nici ea nu mai pot pierde timp din viață. Dacă stăm să ne gândim, poate sunteți deja persoane trecute de 20 și ceva de ani și evident că vă gândiți unde mă văd eu mai departe în 5 ani cu persoana asta, încotro o iau eu mai departe. Și persoanele acestea, dragii mei, chiar dacă i-a plăcut să manipuleze, să conducă sau a făcut tot în favoarea sa, credeți-mă că în momentul ăsta se gândește cu sufletul, pentru că văd aici că în final își dă seama că lângă tine va avea cea mai frumoasă bunăstare din viața asta, cea mai frumoasă situație de viață. Lângă tine poate să construiască o casă. Știe cât te-a durut plecarea sa, indiferența sa și faptul că în acest moment, dragii mei, și el se vede acolo unde e total nefericit, total neîmplinit. Pentru că putem avea, așa cum am spus în atâtea etalări, și case, și mașini, și ce vreți dumneavoastră, dar dacă nu avem persoana dragă, totul e degeaba. Aceste lucruri sunt importante, sunt resurse, dar nu sunt ceea ce ne fac fericiți în interior. Eu văd că acest om începe să se iubească. Iubindu-se, evident că vrea să-ți ofere și ție acea iubire sinceră pe care la început n-a fost în stare să-ți o dea. Dacă vreți să ne uităm în oglindă și dumneavoastră începeți să vă iubiți. Și ceea ce mă bucură enorm este că veți face lucrurile în așa fel încât să vă reparați, în primul rând, dragii mei, energia interioară, cine sunteți dumneavoastră și să vă fie clar ce nu trebuie să mai acceptați. Poate că ați acceptat orice de la persoana asta până acum, dar e cazul să puneți limite și, iubiții mei, în momentul în care dumneavoastră vă veți iubi, poate nu știți ce vreți. Iertați-mă, dar cu siguranță știți ce nu vreți de la persoana asta, da? Adică ce nu o să-i mai permiteți aceste persoane să facă cu dumneavoastră. Pentru că iubirea funcționează în două sensuri. Nu poate doar unul să tragă și altul să stea pe loc să nu facă nimic. Persoana asta, dacă a fost o piatră de moară pentru tine, văd aici că toate aceste energii, dragii mei, se dezleagă, se transformă, aș putea spune, într-o formă foarte faină, pentru că această persoană înțelege că iubirea funcționează în momentul în care ambele persoane fac o pereche de nedespărțit. Și vine către tine, pentru că văd aici, dragii mei, că veți avea cel puțin un dialog frumos, un dialog din dragoste, un dialog în care să vă spuneți și bunele și relele și prin tot ce ați trecut și tot ceea ce ați simțit. Pentru că există aici încă o ofertă de dragoste sinceră între amândoi. Da? Este același doi din sufletele pereche drăguților. Și această persoană va face tot ce poate ca să te convingă că are sentimente. Sincer, eu cred că se vor repara multe relații dintre cele pe care dumneavoastră acum le gândiți sau le așteptați să fie din nou cum erau. Sper că pentru cât mai mulți, dragii mei, să rezoneze această energie a împăcării, pentru că, iubiții mei, iubirea poate veni în orice formă. Iar pentru cei care nu-și mai doresc trecutul, să știți că poate să fie o persoană nouă pe care dumneavoastră să o cunoașteți în perioada următoare, o persoană care să vină cu o situație de viață extraordinară, super rapid, fulgerător și care să o facă fericiți așa cum n-ați mai fost niciodată. Da? Deci ambele situații sunt valide. Drăguții mei, sper că v-a plăcut etalarea. Haideți să vedem literele pentru astăzi. Ca de obicei vom extrage câteva litere. Da, foarte interesant etalarea, dragii mei, și chiar, cum să vă spun, cu sfaturi de viață și cu lucruri care eu cred că v-au ajutat un picuș și v-au arătat cam care este situația. Haideți să vedem. Avem așa, avem litera U, avem litera E, avem litera Y, avem litera M, avem litera R, avem litera O, dragii mei, avem litera S, litera N, litera V, pentru cei care au persoane cu V, litera G, litera W, drăguților, litera A,
litera D, litera B și litera R care se repetă am să o pun deoparte, da? Pentru că restul sunt toate ok, o singură literă se repetă. Drăguții mei, au ieșit foarte frumos literele, cred că pentru foarte mulți dintre noastre. Sper să corespundă cu inițialele, le urc un pic mai sus că văd că nu se văd, așa. Sper că v-a plăcut etalarea, sper că v-au plăcut mesajele. Doamne ajută la toată lumea să li se întâmple numai lucruri bune, să vi se întâmple tot ceea ce vă doriți dumneavoastră, toate dorințele să se transforme în realitatea pe care vă doriți și să fiți fericiți. Dacă v-a plăcut etalarea, vă aștept cu drag cu like-uri, cu comentarii, cu sugestii. Apăsați pe clopoțel, abonați-vă, este gratis, îmi faceți un mare serviciu. Și cei care doriți lămuriri suplimentare, personale, absolut strict pentru dumneavoastră și persoana dragă, vă aștept cu drag la etalări personale la acest număr de telefon. Așa că, drăguților, ne vedem mâine cu un nou video. Vă pup mult de tot și să aveți o seară minunată și plină de binecuvântări. Pa, pa!